Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Stareț Nicolae al Mănăstirii Nicula, iubite Părinte, frate și fiule Teofan, Preacucernice Părinte Paroh, Preacuvioase Părinte Diacon, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, domnilor primari, iubiți credincioși și dragii mei, suntem în duminica de după nașterea Domnului, ultima duminică din acest an, binecuvântat de Dumnezeu pentru noi românii cel puțin. La noi nu este război, este pace, este belșug, în alte părți se duce lipsă. Ne-a rânduit Dumnezeu și sănătate și iată că putem fi împreună. Sigur că în lume unii se nasc, alții pleacă în eternitate, însă și cei care pleacă în eternitate îi chemăm în rugăciunea noastră și mai ales în Sfânta Liturghie, ei sunt în comuniune cu noi. Pentru că liturghia este cerul pe pământ. Ce înseamnă cerul pe pământ? Înseamnă că se întâlnește lumea nevăzută cu lumea văzută. Vedeți dumneavoastră, în referatul creației, când se spune la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, înseamnă că a făcut lumea spirituală și lumea materială, adică lumea nevăzută și lumea văzută. Așadar, în liturghie se coboară cerul pe pământ, adică lumea nevăzută intră în comuniune cu lumea văzută, cu noi oamenii. Și în rugăciunile de taină pe care noi le rostim cu voce tare, preoții, ați auzit că mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, sunt prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Ce mare minune, dar ce mare binecuvântare pentru noi, oamenii. Așadar, iată, pentru câte lucruri putem noi să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, fiind la final de an, trebuie să facem un bilanț. Și bilanțul nu atât la cele materiale, care se vor risipi mai devreme sau mai târziu, inclusiv trupurile noastre, mai ales la cele spirituale, la cele duhovnicești, să vedem dacă într-adevăr am reușit în acest an să îi răspundem lui Dumnezeu pe măsura iubirii Lui și a binecuvântărilor și a darurilor pe care ni le-a dat fiecăruia dintre noi. La Sfânta și Dumnezeiasca liturghie astăzi s-a citit una dintre evangheliile din care aflăm că Domnul nostru Iisus Hristos, prunc fiind, fuge dinpreună cu mama lui, călăuziți de dreptul Iosif, în Egipt. Mai aflăm din Evanghelia de astăzi că Irod, supărat pe magi, că nu s-au întors pe aceeași cale și nu i-au indicat locul unde s-a născut Mesia, a hotărât să-i omoare pe toți pruncii de la 2 ani și mai mici, ca printre ei să fie și Mesia și să fie ucis. Și al treilea lucru îl aflăm tot din Evanghelia de astăzi, că este chemat Iisus Hristos din Egipt, înapoi în Israel, și că se așează în Galileea, în Nazaret. Ce înseamnă aceste trei lucruri? Aceste trei lucruri sunt trei profeții ale Vechiului Testament, care s-au împlinit în persoana și viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și ne relatează tot Evanghelia
Când este vorba despre fuga în Egipt, evanghelistul Matei zice, pentru ca să se împlinească prorocia, din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Continuă evanghelistul Matei și tâlcuiește că uciderea pruncilor este tot o profeție din Vechiul Testament. Glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila își plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Deci, și aceasta a fost profețită încă din Vechiul Testament. Iar cea din urmă, profeție pe care ne-o tâlcuiește astăzi Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, este că Domnul Iisus Hristos nu s-a dus în Betleem, nu s-a dus în Iudeea, s-a așezat în Galileea și mai exact în orașul Nazaret. De ce? Pentru că trebuia să se împlinească o prorocie a Vechiului Testament că Nazarinian se va chema. Deci aceste trei prorocii, dragii mei, ne arată încă o dată faptul că în persoana lui Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, cel mult așteptat, care s-a născut la plinirea vremii, că acest copil nu era doar om adevărat, era și Dumnezeu adevărat. Din Evanghelia de astăzi aflăm și de mai multe ori se repetă, îi se poruncește dreptul lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui. Nu îi spune îngerul, ia-ți copilul și soția sau logodnica. Face diferență, foarte clară, foarte exactă. Ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt sau vină înapoi. Ia pruncul și pe mama lui. Este această sintagmă, demonstrația că Maica Domnului rămâne născătoare de Dumnezeu și că Fiul Maicii Domnului, cel unul născut, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Pe acest temei, Sfinții Părinți au creat capodopera aceea pe care și dumneavoastră o rostiți la Sfânta Liturghie sau în rugăciunile personale, și anume crezul. În crez, noi spunem acest lucru, mărturisim că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Deci în Evanghelia de astăzi ni se descoperă această realitate, că există o legătură între Maica Domnului și Fiul ei, cel unul născut, dar există o legătură între Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Înțeleptul Iosif este doar logodnicul Mariei, pentru că trebuia ca ea să fie păzită de gura lumii. Și este păzitorul, dacă vreți, un fel de înger păzitor al pruncului Iisus, pentru că el a ascultat de îngeri. De aceea este păzitor și de aceea poate fi socotit el însuși îngerul păzitor al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur că paza venea de sus, venea de la Dumnezeu Tatăl, care toate le-a săvârșit în favoarea Fiului și, bineînțeles, că în favoarea noastră a întregii umanități. Așadar, vedeți câte adevăruri învățăm noi dintr-un text evanghelic, care are doar câteva fraze, dar care trebuie neapărat să ajungă în mintea noastră și în inima noastră, în adevărul profunzimii lor. Pentru că dacă suntem superficiali și citim Sfânta Scriptură fără să o înțelegem, atunci suntem departe de ceea ce ar trebui să fim. Nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu
pe din afară, trebuie să-L cunoaștem pe din lăuntru. Iar Dumnezeu este ascuns în Scripturi și ne spun Sfinții Părinți, Dumnezeu este ascuns în poruncile Lui. În poruncile Lui pe care noi trebuie să le împlinim. Am avut aseară din Spania o vizită a doi tineri de 20 de ani, băiat și fată, și băiatul era fiul de preot, avea experiență duhovnicească, dar fiica nu. Fata era ortodoxă, din Bulgaria, dar trăia în Spania. Și îmi spunea băiatul că nu știe cum să o facă să înțeleagă credința, să meargă la biserică, să-și facă semnul Sfintei Cruci, să rostească rugăciunile. Și i-am spus acest lucru care vi-l spun și dumneavoastră. Credința trebuie trăită pe din luntru, adică trebuie practicată. Și i-am spus fetei respective, dacă vei merge la biserică, dacă te vei ruga, dacă te vei spovedi, te vei împărtăși, începi să trăiești cu adevărat credința, atunci vei și crede mai mult decât ți-ai putut închipui vreodată. Vă spuneam și mi-aduc aminte acest lucru foarte bine într-o anumită împrejurare când am mai fost la dumneavoastră. Credința este un organism viu care trebuie întreținut ca atare. Dacă nu-l hrănim corespunzător, el riscă să slăbească și chiar să moară de inaniție, din lipsa hranei. Care este lipsa, care este hrana duhovnicească pentru credința noastră, pentru acest organism viu? Este rugăciunea și personală, dar și comună, ziceam eu despre Sfânta Liturghie, este mersul la biserică, bineînțeles, este postul, este spovedania și mai ales este împărtășania, care ne hrănește cu ce? Cu cine? Cu trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, revin în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, se împlinesc toate prorociile Vechiului Testament. El n-a stricat legea, a împlinit legea și a desăvârșit legea. De aceea, noi avem această șansă extraordinară să avem pe Dumnezeu adevărat, pe Dumnezeu întreg, să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu prin ghicitură, să-L cunoaștem pe Dumnezeu precum este El, pentru că ni l-a trimis pe Fiul Său cel iubit, care și-a dat viața pentru noi și mântuirea noastră. Și iarăși vă îndemn să faceți acel bilanț de care vă spuneam ce s-a întâmplat anul acesta, din toate punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere sufletesc, duhovnicesc, hai să zicem și spiritual, duhovnicesc. Oare am fost mai buni? Oare am fost mai credincioși? Oare am fost mai râvnitori? Oare am făcut voia lui Dumnezeu cu adevărat? Oare Dumnezeu cum ne judecă pe noi? Acum când se sfârșește încă un an din viața noastră. Am venit astăzi și pentru un motiv pe care îl cunoașteți dumneavoastră, și anume să-l pomenim pe fratele nostru Gheorghe, tatăl părintelui Teofan, care și comunității era foarte apropiat și cunoscut, dar și nouă, slujitorilor altarelor, ne-a fost foarte cunoscut și prețuit și iubit. Și noi am fost din partea lui cunoscuți, prețuiți și iubiți. Pentru că ori de câte ori îl întâlneam, era omul care îți aducea buna dispoziție, îți bucura sufletul. Avea el un dar aparte în privința asta, să-ți bucure sufletul, să te facă să zâmbești chiar dacă tu în lăuntrul tău erai mohorât sau trist. Atunci când apărea el, îți aducea zâmbetul pe buze. Era cel care păzea mănăstirea de la cetatea Ciceului. O păzea și de lupii cei răpitori, dar o păzea și de duhurile nevăzute, pentru că el era clopotarul zilnic al mănăstirii. Avea și această predilecție să tragă clopotele. Ori de câte ori
am urcat dealul mănăstirii sau l-am coborât, el avea această plăcere să dea drumul la clopote. Și vedeți, știa să bucure sufletul, dar și să alunge stihiile, duhurile cele nevăzute și rele. Ei, și avea și vorbe de duh pe care unii dintre dumneavoastră le mai țineți minte. Și cred că mulți dintre noi le vom ține minte pentru că ele erau morale și ziditoare. Știți ce important este să glumești, să vorbești astfel încât să îl bucuri pe celălalt, dar să spui lucruri folositoare și lucruri morale. El era unul dintre aceia care avea această talitate să vorbească, să pună în glumele lui cuvinte folositoare, cuvinte bune, cuvinte care să-ți ajungă și la minte, dar și la inimă. De aceea rugăm pe Dumnezeu să ierte sufletul, să-l odihnească cu drepții și noi îi făgăduim că el rămâne în veșnicia pământească, în viața noastră și în rugăciunea noastră și nădăjduim că și în inima lui noi rămânem aceiași oameni pe care i-a prețuit și i-a iubit. Mulțumesc Părintului Stareț de la Mănăstirea Nicula, care m-a însoțit astăzi în rugăciune. Mulțumesc Părintelui Paroh și Tatălui Dumnealui, pentru că a avut bunăvoința de a accepta să fim astăzi în rugăciune la Sfânta Liturghie. Mulțumesc și Părintelui Diacon, mulțumesc Maicii Starețe, Andreea, de la Mănăstirea Mihai Vodă, de la Turda și, bineînțeles, Maicilor, care au cântat atât de frumos. Și vreau să le zic că prezența lor la o liturghie, o asemenea liturghie, înseamnă foarte mult. Și ați văzut atmosfera care s-a creat în timpul Sfintei Liturghii, chiar dacă unii erau mai răgușiți, așa, ele au reușit să ducă liturghia la bun sfârșit cu multă evlavie. Dar mulțumim și celor care au cântat cu putere când au colindat. Să știți că eu am fost cel care v-am provocat. I-am zis Părintelui Teofan să cânte maicile, Sfânta Liturghie, dar la priceasnă să ne colinde și satul. Și ați făcut-o și vă mulțumim pentru colind. De plătit tot Părintele dumneavoastră o să vă plătească sau o să vă plătească Părintele Teofan, că el este dator întregii comunități de aici, pentru că de aici se trage. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați venit astăzi, cu siguranță că și dumneavoastră sunteți osteniți. Am dus povara unui an, nu? Și intrăm în celălalt, sperăm cu nădejde în pacea lumii, cu nădejde în sănătate și cu nădejde că ne vom mântui sufletul. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.